Bună ziua! Numele meu este Paul Ardeleanu. Data trecută la Public Speaking Sportroom mi se mai spunea și băiatul cu bilețelele. Acum mi se spune băiatul cu bilețele, microfonul și camera de făcut poze. Vă spun eu că să fie elev nu este o meserie foarte plăcută, o corectare încă de la început. Ceea ce eu vreau să vă prezint astăzi, sunt sigur că este acea informație pe care aveți nevoie pentru a face următorul pas, pentru a ajunge la următorul nivel în viața voastră. Fie că este de carieră personală sau orice altceva. Sunt sigur că este exact acea informație de care voi aveți nevoie. Așa că, astăzi, o să vă prezint structura unui discurs. Este ceea ce aveți nevoie, nu? Da. Corect, așa. Mulțumesc. Ce vom face astăzi împreună? Sunt să urmărim trei pași simpli. În primul rând, vom vedea ce este structura asta a unui discurs și cu ce ne ajută ea, dacă avem nevoie de o structură sau nu. În al doilea rând, să vedem care sunt modurile de a structura un discurs, cum putem să legăm ideile între ele și, nu în ultimul rând, un model de structură. Care ar fi un model de structură pe care să-l putem folosi în discursurile noastre. Așa că suntem cu toți pregătiți și să pornim la treabă. Primul lucru. Ce este structura? Ce este structura unui discurs? Din noțiunile mele și din părerea mea, structura unui discurs este acea asamblare a ideilor într-o anumită secvență care să conducă la un anumit scop. O să mai spun o dată pentru că eu o consider destul de importantă. Structura unui discurs este acea asamblare a ideilor într-o anumită secvență care să conducă la un anumit scop. Deci, putem asemăna structura unui discurs cu un puzzle. Un puzzle în care ceea ce noi facem este să asamblăm acele piese de puzzle. Le punem una în cealaltă. Dar ce este diferit de puzzle este că are o anumită secvență. Așa că avem un 1, un 2, un 3, un 4 și un 5. Sau 1, 2, 3. Depinde câte idei avem. Nu cum fac unii vorbitori 1, 3, 1, 5, 3, 2, 4. Avem o anumită secvență în discurs. Și la ce ne ajută structura asta? E importantă să o avem sau e așa că zice toată lumea la finte? Ei bine, structura unui discurs poate că nu arată ea foarte drăguț. Dar fără ea, nu ar funcționa. Și la fel și corpul uman. Corpul uman este făcut atât de bine pentru că are o structură. Poate fi asemănat. Om, maimuță, cal, în aceeași, mamifere. Așa. Corpul uman este foarte bine structurat. Este fără rupturi. Dacă are rupturi, merge la doctor. La fel și cu discursul în public, dacă există anumite rupturi, poate ar fi bine să-l duceți la doctor. Să le repare, cumva. Și important pentru că, în acest fel, publicul ne poate urmări, poate vedea în fiecare moment unde suntem noi, pe acea structură, și poate să memoreze mult mai bine. Poate să rețină acele idei pe care noi le spunem. Care sunt cele 6 moduri de a structura un discurs? Numărul 1. Structura cronologică. În funcție de timp. 1990, 1950, acum. Acum 3 săptămâni, acum o săptămână, acum. Trecut, prezent, viitor. Asta este o modalitate cronologică și mai este o modalitate cronologică, cei 5 pași pentru a avea performanță în discursul public. Cei 7 pași pentru a te cățăra pe pereți. Deci o ordine metodologică pentru a ajunge la un anumit punct. Structura cronologică. Cel de-al doilea tip de structură este structura spațială, care urmează o anumită direcție. De exemplu, putem avea această structură dacă vorbim despre cum să amenajăm grădina. Și pornim de la gard,
înaintăm și terminăm cu ce este lângă casă. O structură spațială. Un alt tip de structură este structura de tip cauză. Cauză și efect. Această structură urmărește relația dintre o cauză și efectul pe care acea cauză îl creează. De exemplu, putem vorbi despre ce, dacă vorbim de, avem un discurs despre bombe atomice, putem vorbi despre cum se creează acele bombe atomice, cauza, și efectul devastator pe care acele bombe atomice îl au. Structura 4, structura de tip problemă-soluție. Este o structură foarte des întâlnită, care este o problemă și ce soluție găsim la acea problemă. Este o structură pe care foarte mulți o folosesc în discursurile motivaționale. Sau dacă vrei ca publicul, cei din fața ta, să urmeze la sfârșit să facă o anumită acțiune, să facă ceva anume. Voi aveți problema asta, eu am soluția asta, voi faceți ce spun eu. Bine, nu chiar așa, dar sunt înțeles ideea. 5. Structura de tip comparativă. De ce e iPhone mai bun decât Samsung Galaxy 2, hai, zici 2, așa? Eu mai știu. Și este folosită pentru a pune în comparație sau face o paralelă între două produse, planuri sau strategii și a arăta de obicei de ce una este mai bună ca cealaltă. Și nu în ultimul rând, cea mai des folosită structură, structura ideilor principale, în care să spunem că ai un discurs despre beneficiile exercițiilor fizice în fiecare dimineață. Și poți să ai ca idei principale ce exerciții sunt bune de făcut dimineața, la ce oră să le faci și încă ceva pe care vă gândiți voi. Asta era plănuit ca să fie surpriză să vă gândiți. Bun. Cam acestea sunt cele 6 tipuri de structuri. Poate mai sunt și altele, dar atât am identificat eu. Deci, structura de tip cronologică, spațială, cauză-efect, problemă-soluție, comparativă și ideile principale. Și acum, să vedem un model de discurs. De structură. Avem, în cele mai multe discursuri, a trebuit să avem introducere, încheiere și cuprins între ele. Astăzi vom parcurge doar cuprinsul, pentru că acesta face obiectul discursului meu. Și o structură foarte simplă, foarte puternică, foarte completă, este aceasta. Avem o idee principală. Ce vrem să... este subiectul mare și apoi împărțim subiectul mare în 3 idei principale. Ideea 1, ideea 2, ideea 3. Să zicem că vorbim despre beneficiile mâncării fructelor și legume. Ideea 1 poate fi cele 3 fructe foarte bune pentru mâncat. Mango, ananas și banan. Mă întrebăm. Subpunctul poate fi că aceste 3 fructe pe care le-am recomandat au anumiți carbohidrați sau anumite elemente care ne ajută să fim mult mai energici pe timpul zilei. Iar materialul adițional este statistici, povești, exemple, fapte, anecdote, practic orice care ne ajută să întărim acea idee principală. Este o structură foarte des întâlnită și foarte puternică. Și ceea ce aș mai vrea să adaug la această structură este ceea ce spunea Bill Gove. Știți cineva de Bill Gove? A auzit de el? Bill Gove este supranumită tipul vorbitului profesionist în public și îmi spunea ceva foarte interesant, care merită reținut. Am să spun în limba engleză pentru că sună mai frumos așa. Public speaking is just 6 words. Make a point, tell a story. Don't make it more complicated than that. Și asta este la nivelul cel mai înalt. Cele mai complexe, complicate, învârtite structuri, asta sunt. Spun un punct și apoi o ilustrează printr-o poveste. Spun un punct, o ilustrează printr-o poveste. La cel mai înalt nivel, așa sunt discursurile. Și puteți să vedeți lucrul ăsta uitându-vă pe TED, speech-uri motivaționale și altele de genul acesta. În concluzie, structura unui discurs
este acea coloană vertebrală pe care, dacă nu o avem, nu prea poate funcționa. Vă mulțumesc mult!